Ce impresii ți-ai făcut despre fabrică și despre calitatea produselor, dacă tot suntem la farfurii? Vorbim că nu fac o părere de azi. Eu știu acum de când eram micuț. Și pe vremea lui Ceaușescu, farfurii în restaurantul unde lucram eu, eram marcapul lui Marfa Iulia pe el. Deci dacă o fabrică a rezistat cu tremurul lui după Revoluție și are 90% din producția la export, clar că e o companie foarte, 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 foarte bună. Ai folosit astfel de platouri și farfurii în prezentările tale? Puțin, prin toată viața mea am tot folosit, așa că sunt obligat să le folosesc. Dacă trebuie să mâncăm din farfurii. Iar eu, dacă sunt român, iau de la lume săracu să iau de afară, că nu doresc așa să le dau banii altora. Am înțeles că îți dorești chiar și farfurii cu semnătura ta. La un moment dat, dacă o să ne înțelegem, cine știe, dacă o să-și dorească și ei la fel de mult, de ce nu? Eu aș putea să vin cu, nu știu, niște idei pentru Horeca, care, de care, nu știu, farfurii pe care mi le-aș și dorit eu ca bucătar și poate că nu le-am avut de fiecare dată, poate că a fost, nu știu, prețul de vină sau poate achiziția ciudată. Dar dacă o să dezvoltăm ideea asta puțin, s-ar putea să apară și o gamă de farfurii cu ideile mele.